Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a cântăreței Andreea Bălan, după ce în urmă cu 2 săptămâni a suferit un stop cardiac în timpul operației de cezariană. Se pare că aceasta este din nou în stare destul de gravă. A fost internată la o altă clinică din capitală și este ținută pentru moment sub supraveghere. Ce s-a întâmplat, ne spune colega mea Raluca Bârcă. Raluca, bună dimineața! Bună dimineața și bun găsit tuturor! Se pare că operația pe care Andreea Bălan a suferit-o suferit complicații și spun asta pentru că săptămâna trecută, mai exact sâmbătă, această operație a început să-i sângereze Andreei Bălan și s-a întors la clinica la care a născut. Acolo se pare că a fost operată de hematom. Ulterior, medicii au decis să o intubeze pentru că i-au făcut și o anestezie completă, a doua, la interval de mai puțin de o săptămână și când credea că lucrurile cumva s-au rezolvat, iată că astăzi au apărut din nou probleme. Andreea Bălan a început din nou să sângereze în același loc și a decis să meargă la o altă clinică privată din capitală. Însă, iată, medicii spun că nu o mai pot opera în acest moment, tocmai pentru faptul că a suferit prea multe anestezii la intervale de timp mult prea scurte. Așadar, în acest moment o țin în supraveghere, dar momentan nu au internat-o, se discută această decizie la nivelul clinicii private despre care vă vorbeam. Medicii trebuie să iau o decizie, în primul rând, dacă o vor interna și, în al doilea rând, dacă o vor opera din nou, cum se va face această anestezie, pentru că nu pot să-i facă o anestezie completă din nou. Urmărim acest caz să vedem ce se va întâmpla. Andreea Bălan a fost contactată de noi și, din ceea ce ne-a spus, luni urmează să dea declarații. Astăzi nu dorește să facă acest lucru. Mulțumesc foarte mult, așadar, din nou Andreea Bălan la spital, la un alt spital privat de această dată. Rămâne de văzut dacă va fi sau nu operată, deoarece este aproape imposibil să fie anesteziată din nou, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 2 săptămâni. Vă reamintesc că Andreea Bălan a suferit o afecțiune în timpul operației de cezariană. Medicul care a fost în această seară de operație spunea că a fost un caz foarte rar, că o femeie la 80.000 trece printr-un asemenea moment și că în 10% dintre cazuri femeile supraviețuiesc, în 90% dintre cazuri acestea, din păcate, se sting pe masa de operație. Iată că ea a avut noroc în acel moment, a spus că se simte bine, a plecat acasă împreună cu fiica sa, dar iată că au apărut alte probleme de sănătate. Urmărim așadar ce se întâmplă, pentru că iată apare această informație de ultimă oră de la știrpesurse.ro, care ne anunță că din nou ar putea fi operată după ce s-a trezit într-o baltă de sânge. Se pare că, citez, a ajuns la clinica unde a născut, iar a doua zi a fost operată de urgență. Medicii au descoperit că s-au format niște hematoame sub operație și a fost nevoie urgentă de o nouă intervenție chirurgicală, așadar două în mai puțin de 2 săptămâni. Ce se întâmplă mai departe vom vedea, pentru că, repet, la această oră este sub supravegherea medicilor de la un alt spital privat din capitală.